Vestimentația realizatorului emisiunii Sighetul de azi este asigurată de Magazinul Elite, strada Traian, numărul 29. Magazinul Elite. Aici te întâlnești cu eleganța. Sighetul de azi. Emisiunea în care găsești răspunsuri la întrebările tale. Emisiunea în care se întâlnesc opinii pro și contra. Emisiunea în care unii spun adevărul lor, iar alții spun că e minciună. Emisiunea în care unii se acuză, iar alții se apără. Sighetul de azi. Emisiunea de care politicienii se feresc, dar sighetenii o urmăresc. Sighetul de azi. Emisiunea de care nu te poți lipsi. La TV Sighet cu Gheorghe Paul Sanislou. Bună seara, domnilor și domnilor, și bun găsit la o nouă ediție a emisiunii Sighetul de azi. Încercăm astăzi să vorbim despre eventuale epurări din învățământul maramureșan sau ilegalități, cum le-a denumit senatorul Sorin Bota. Senatorul PSD acuză că numirile directorilor se fac abuziv și în afara cadrului legal, în cazul celor care au fost numiți directori interimar pentru doar 6 luni. Printre directorii care ocupă ilegal funcția de conducere într-o unitate de învățământ, se numără, spune senatorul Sorin Bota, Bogdan Pop de la Oarța de Sus, de altfel și consilier al deputatului Nicolae Bud, și Ioan Munteanu de la școala din Oncești. Senatorul Sorin Bota spune că aceste lucruri nu pot trece neobservate, cu atât mai mult cu cât acesta are birouri parlamentare și în Maramureșul istoric. În scrisoarea trimisă Inspectorul General, senatorul Sorin Bota solicită copii după dispoziție de numire a directorilor respectivi și a adjuncților de asemenea. De asemenea, senatorul PSD mai cere Inspectorul General Mariana Pop să comunice dacă toate persoanele numite prin detașare în interesul învățământului pe funcție de director îndeplinesc condițiile prevăzute de legislația în vigoare pentru exercitarea acestei funcții. A existat mai multe valuri de schimbări de directori, mă rog, unele justificate, altele nu, depinde cine, pe cine întrebi. În primul val au fost directorii, de exemplu, de la Grupul Școlar de Industrie Mică și Servicii Vasile Mih, directorul de la școala Ioan Mihai de Apșa Maria Cormoș, iar acum în valul 2, care tocmai s-a pornit, se numără printre acești directori schimbați Vasile Mih de la școala George Coșbuc, consilier local PSD de altfel, Viorel Dragoș de la liceul Regele Ferdinand și Silviu Trifoi de la școala numărul 5 din locul Târgului. Dacă cei care tocmai au fost demiși de câteva săptămâni nu au prea dorit să vină să se exprime pe această temă, fiindcă probabil încă mai au de dat cu subsemnatul, știu eu, pentru inventare sau nu știu care ar fi fost motivul, unii au zis că se și bucură că nu mai sunt director, deși mă îndoiesc că cineva se bucură în momentul în care este schimbat dintr-o funcție de la o școală sau de la un liceu. Așadar, astăzi, în emisiunea Sighetul de azi, am încercat să îi aduc în fața dumneavoastră pe directorul din primul val, ca să spun așa, din primul val de schimbări, și anume doamna Maria Cormoș. Bună seara și bine ați venit! Bună seara, bine v-am găsit! Ex-director, înțeleg, la școala Ioan Mihai de Apșa. Da, da, de o jumătate de an. Și domnul Vasile Mih, avem un director Mih și un director Mih. Amândoi au fost schimbați până la urmă. Bună seara, bine ați venit. Bună seara dumneavoastră și telespectatorilor dumneavoastră. V-am invitat astăzi și vă felicit pentru curajul de a veni și de a vorbi în fața sighetenilor și a telespectatorilor noștri, pentru că nu mulți au curajul acesta când e vorba despre învățământ. Am avut la un moment dat o emisiune chiar și despre cum este pocită limba română de către politicieni și niciun profesor de limba română din Sighetul Marmației n-a îndrăznit să vină să vorbească despre politicieni, poate și pentru că, iată, politicul își bagă coada chiar și în învățământul maramureșan și în învățământ în general. Aș începe prin a vă adresa o întrebare, să spun așa, indiscretă, și anume, cum ați ajuns director, doamna Maria Cormoș? Cum am ajuns director? Păi eu ca să ajunge după aceea la întrebarea, cum ați fost schimbată din funcție? Eu aș vrea, în primul rând, de dragul exactității, că toți suntem profesori, și este bine să spunem lucrurilor pe nume și să fim exact și corecți. Să nu mai folosim pentru acest contingent de director faptul că am fost schimbați. Noi nu am fost schimbați. Deci nouă ne-a expirat
perioada pentru care am încheiat contractul managerial. Această perioadă este după concurs, deci avem o perioadă de 90 de zile după concursul, deci procedura după care am dat noi concursul. Da, cum ați ajuns la asta? Așa, 90 de zile de încercare, după probă, așa. După 90 de zile pe acest parcurs noi am primit delegație, pentru că a fost după concurs, după aceea am fost evaluați, după care, dacă ne-am prezentat în conformitate cu cerințele, am făcut față, atunci am semnat un contract managerial pentru 4 ani cu inspectorul general al județului, inspectorul școlar general. Eu personal am semnat încă cu domnul profesor Sandu Pocol. La vremea respectivă, cred că și voi, toată lumea, pentru că noi am cam dat marea noastră majoritate concursul de director, l-am dat împreună cu Vasile Mic mai puțin, dar cu ceilalți domn directori nominalizați am fost în aceeași tură, cum se spune. Așa. Deci cum am ajuns eu director? Păi eu am ajuns director, am fost director adjunct două legislaturi, deci 8 ani, 8 ani și mai bine. Bun, dar ați dat concurs. Și am dat concurs. Asta vreau să spun. Da? Am dat concurs de fiecare dată. Și vreau să vă spun procedura care se aplica. Și care, nu știu dacă se va mai aplica în conformitate cu legea nouă, asta o să spună, cred că Vasile, pentru că el a studiat problema asta mai bine. Deci, era... Nu trebuia să te numească nimeni. Ai vrut să fii director, te-ai dus... Și ai spus, ai participat la concurs, ai făcut actele. În momentul în care ai trecut de dosar, deci întâi era verificarea dosarului, acte și așa mai departe, după aceea ai trecut la proba B de fiecare dată, care a constat în probele respective de concurs. După care, dacă ai luat concursul, ai avut cele 90 de zile, după care ai primit contractul pe 4 ani și așa. Și la director adjunct la fel. Ideea pe care eu vreau să o scot în evidență și să o valorific acum, este perioada care era între concurs și că se creează, bineînțeles, un vid, nu? Deci ție îți iese mandatul, să zicem, la 1 ianuarie, da? Și ce se întâmplă până de la 1 ianuarie până când? La noi era o perioadă de un gol. Și atunci noi primeam delegația împreună cu desfacerea contractului, da? În același plic. Până la concurs era o lună de zile. Mergeam, dădeam concursul cei care doream. Deci, doamna Cormoș, haideți să luăm metodic. Da. Noastră spuneați că v-a expirat mandatul de director, da? Da? Acum, cu 1 ianuarie 2011. La 1 ianuarie deci 2011. Concursul eu l-am dat, cum a dat toată lumea, în 6 decembrie 2006 și am intrat ca director cu numire cu 1 ianuarie 2007. Deci sunt 4 ani. Bun, la 1 ianuarie 2011 v-a expirat acest mandat de director și ce se întâmplă în mod legal după aceea? Păi după aceea, deci înainte de aceea, doamna inspector general ne-a postat pe forum o adresă prin care ne cerea actualilor directori și altor cadre didactice care doresc să obțină delegație să facem un CV și o cerere dacă dorim să primim delegație în continuare. Bine, eu am delegație făcut până la organizarea unui nou concurs. Până la organizarea unui nou concurs, normal. Și atunci am făcut acest lucru. După care, bineînțeles, că a rămas la latitudinea Consiliului de Administrație al Inspectoratului, probabil să decidă cine primește delegație. Și cine a primit delegație? Păi a primit delegație altcineva, a primit fostul meu coleg de birou, fostul directorul coordonator, pentru că eu am fost adjunct împreună cu domnul profesor Vasile Danci, 8 ani. Deci dânsul a primit din nou directoratul sub formă de, deci cu delegație,
cu data de 1 ianuarie până probabil la organizarea... Dar ați primit vreo motivație din partea ISJ de ce CV-ul și scrisoarea n-au fost valabile pentru... Nu, n-am primit niciun fel de motivație, din potrivă. Eu am primit de la doamna inspector general, eu am fost în 4 decembrie la doamna inspector general, la o discuție împreună cu colegul meu, Florin Simion, adjunctul cu care am lucrat în echipă timp de 4 ani. Pentru ce motiv? Pentru faptul că am solicitat un concediu de 2 luni de zile, concediu de odihnă, pentru că eu n-am cerut ani de zile și dânsa știa acest lucru și mi-a aprobat, doamna inspector general mi-a aprobat concediu de odihnă până în 20 ianuarie. Am precizat și în locuitor, am trimis toate hârtiile, am făcut și hârtii pentru, mă rog, ce mi s-a cerut. Eu am fost plecată, timp în care... Nici înainte, nici m-au după aceea... M-au lăsat să vă odihniți. Da, m-au lăsat să mă odihnesc. În schimb, doamna inspector general a spus că totul este ok, nu nimic. Eu i-am spus, doamne, zic, dacă dumneavoastră credeți că nu voi obține o delegație sau nu voi intra într-o echipă în continuare, vă rog frumos să-mi spuneți că s-ar putea întâmpla să vreau să mă duc în pensie. Și puteam să mă duc în pensie, dar altfel decât acum. Lucru pe care n-am mai putut să-l fac după 1 ianuarie, că s-a schimbat legea. Da, ce se întâmplă de la 1 ianuarie? S-a schimbat legea și nu se mai poate... Asta vreau să spun că a intrat... Dilema mea mare nu este faptul că n-am mai primit delegație în continuare. Dilema mea este de ce nu se organizează concurs. Pentru că cu data de 1 ianuarie, da, așa se și numește legea. Legea numărul 1 din 2011, asta este noua lege a educației. Actuala guvernare a dorit-o din tot sufletul. A introdus-o în circulație prin asumarea răspunderii, da? Ei ne-au silit pe noi și nu ne-au ascultat. Foarte puține din observațiile pe care noi le-am făcut la lege, cred că au fost respectate, nu, Vasile? S-au luat în considerare. Ei au scris și au precizat acolo cum va fi organizată, mă rog, numirea directorilor. Absolut tot. Și atunci, din moment ce au lege, de ce nu organizează concurs? Și dau delegații pe 6 luni. Eu am crezut că o să-i lase pe colegii ăștia acum, partea asta pe care i-au schimbat acum, am crezut că îi vor lăsa până la... alegeri de noi directori, care sunt stipulate în lege că trebuie să aibă loc ori în luna martie, ori în luna noiembrie. Bun, nu în martie, hai că o fi în noiembrie. Dar acum altă tură de directori schimb, mă rog, fără delegație. Normal este să existe continuitate. Normal ar fi ca oamenii să nu fie schimbați în timpul anului școlar, chiar dacă le expiră mandatul. Puteau să vă dea o delegație în continuare până la organizarea unui nou concurs, nu? Da, bineînțeles. Dar de ce nu? Pentru că eu n-am făcut nimic rău. Nici măcar nu cred că am tare fluierat în biserică. Nu, ați plecat să vă odihniți probabil și de aia. Haideți să trecem și la domnul Vasile Mih. Spuneți-ne noastră cum ați ajuns director și cum ați fost, să spun așa, nu schimbat, că spunea doamna Cormoș că nu e corect spus schimbat. Cum vi s-a terminat mandatul? Tot așa în timpul anului școlar sau a fost ceva mai bine? Bine, rău. Am ajuns director pe fondul unei demisii. În 2005, directorul de la Grupul Școlar pentru Industrie Mică și Servicii și-a dat demisia. Pe fondul acestei demisii, eu am ajuns director. Țin să marchez faptul că am avut sprijinul colegilor mei și după un interimat de un an de zile, de aproximativ un an de zile, am dat concurs. În 2006 s-a dat concurs. Acum, ca să revenim la modul general, pe parcursul unui an și jumătate, între 2006 și 2007 decembrie, s-au schimbat, cred că majoritatea directorilor, s-au angajat prin concurs cu contract managerial majoritatea directorilor din Maramureș, din județul Maramureș. Nu știu ce s-a întâmplat în celelalte județe ale țării, dar la noi în județ, în acea perioadă au fost mai multe sesiuni de concurs pentru directorii de școli. În urma acelui concurs, cu promovare, au fost angajați cu contract managerial care are o durată de 4 ani de zile. Eu mi-am dus la bun sfârșit acel contract managerial. Contractul a expirat în mai 2010.
și mi-am păstrat mandatul cu delegație până în 31 august 2010. De la 1 septembrie 2010 la liceu, la grupul școlar pentru industrie mică și servicii există un alt director. Acum țin să remarc faptul că, ce să spun, inspectorul școlar general are dreptul ca pe perioada de interimat să-și aleagă oamenii, da, cu care să lucreze. Pe perioada de interimat, pe perioada dintre concursuri, dintre concursuri. Deci dintre expirarea mandatului directorului care și-a terminat contractul managerial și perioada organizării noului concurs. Bun, dar v-aș întreba asta a fost o tradiție unanim acceptată în învățământ de când an de zile. Dacă trebuia să fie concurs, de exemplu, după ce doamna Cormoș a fost, să spun așa, într-o situație de normalitate, concursul trebuia organizat în anul școlar respectiv. Deci după ce îți expiră mandatul, spune noastră, inspector general poate să-și aleagă un alt director care să asigure tranzitul interimatul. Hai să spunem că noi am trăit un eveniment acum în învățământul, în sensul că de la 1 ianuarie 2011 avem o nouă lege. Avem o nouă lege care a fost trecută prin Parlament cu forcepsul. A fost trecută în fuga mare, zic eu. Fără să se accepte niciun dialog serios pe marginea acestei legi. Și acum o să-mi spun o părere personală. După ce acea lege a fost trecută, ministerul s-a trezit în fața elaborării unor acte care în momentul de față se numesc acte subsecvente legii educației naționale. Normele metodologice. Este vorba despre un număr de 60 și ceva de acte normative. Deci nu există aceste norme metodologice la ora actuală? Ministerul, tot la fel de grăbit și la fel de plin de avânt, a pornit elaborarea acestor acte normative. Pot să spun cu mândrie că am făcut parte dintr-un colectiv care a elaborat un astfel de act normativ. Ministerul a distribuit aceste acte, elaborarea, sarcina elaborării acestor acte unor inspectorate școlare și unor și profesorilor, practic, cadrelor didactice. În momentul de față există în fază de proiect toate aceste acte normative, undeva la începutul lunii iunie anul acesta, doamna secretar de stat Oana Badea a ieșit pe posturile naționale de televiziune și într-un moment de criză, să zic, de imagine al instituției, al ministerului, a afirmat că uite cu ce ne-am ocupat vreme de 3 luni de zile, am elaborat acele acte normative, metodologii, regulamente. Bine, lăsăm la parte faptul că se puteau face înainte. S-a elaborat de asemenea și un calendar al punerii în practică a acelor acte normative. Calendar care trebuia să se finalizeze în 4 iulie. Până în 4 iulie trebuiau să fie terminate discuțiile cu sindicatele, discuțiile cu societatea civilă, discuțiile cu părinții, cu elevii, cu cadrele didactice, aduse îmbunătățirea celor acte normative și trebuiau publicate. În așa fel încât la 1 septembrie 2011 să intrăm în legalitate. Din nefericire, lucrul ăsta nu s-a întâmplat. Îl avem în direct pe domnul Pavel Filip, purtătorul de cuvânt al Inspectoratului General Maramureș. Bună seara, domnule Pavel Filip. Bună seara. Dacă ne auziți. Da, da. Să încercăm să-l auzim și pe dânsul în platou. Domnul Pavel Filip a fost amabil și a acceptat să intre în direct cu noi pentru a răspunde la câteva întrebări pe tema emisiunii noastre. Asta pentru că n-am reușit să dăm de doamna inspector general Mariana Pop. Am înțeles că este plecată. Dacă ne auziți, domnule Pavel Filip. Da, da. Noi nu vă auzim în platou. O să rog regia să ne dea puțin sonorul mai tare în platou. Poate așa reușim să ne auzim și să purtăm și discuția. Dacă ne auziți, domnule Pavel Filip, vroiam să vă întrebăm cum răspunde Inspectoratul Școlar General la
aceste acuzații aduse inspectoratului din partea senatorului Sorin Bota, care spune într-un comunicat de presă, PDL le face ilegal, se referă la schimbări, în școlile din județ. În acest sens a fost trimis o scrisoare către șeful inspectoratului școlar județean, doamna Mariana Pop, și mai există o afirmație destul de gravă, PDL are o strategie, aceea de a merge cu interimare acolo unde nu sunt oamenii lor pe funcții, în vederea pregătirii anului electoral 2012. Domnule Pavel Filip. Da, deci ce se întâmplă? Schimbarea nu este confortabilă pentru nimeni. Trebuie să recunoaștem că la nivel de clasă orice dascăl realizează un exercițiu de putere. Dacă mergem la managementul școlar, directorul de școlă realizează un exercițiu de putere pe comunitatea școlară și are niște relații la nivel de comunitate cu administrația publică, cu părinții, cu elevii și dobândește un anumit status socioprofesional la nivel de comunitate și atunci când se pune problema schimbării se lase cu supărări, se invocă elemente nefaste din inspectoratul școlar sau decizii ale Ministerului Educației. Noi, ca și instituție, chiar dacă managementul general este asigurat de către un om pus pe criterii politice și mă refer la inspectorul școlar general, noi ca instituție nu facem niciun fel de politică și eu am să vă spun punctul de vedere oficial, dacă vreți, al inspectoratului școlar, mă rog, în limita actelor normative legale care reglementează activitatea. Se știe că acolo unde s-a încheiat mandatul unui director de școală sau a ieșit la pensie sau a cerut să fie eliberat din funcție, legea în vigoare spune că inspectorul școlar general are posibilitatea să numească din rândul cadrelor didactice titulare în învățământ, nu e obligatoriu să fie titular în școala respectivă, să numească un cadru didactic pe o perioadă determinată pentru a îndeplini funcția de manager de școală, director de școală, până la organizarea unui nou concurs. Acum, vreau să mai spun că este o situație de provizorat, pentru că se așteaptă să intre în vigoare și în legalitate metodologiile de organizare a concursurilor de ocupare a funcțiilor de conducere și de îndrumare din învățământ pe legea educației, legea care a intrat în vigoare, legea numărul 1 pe 2011. Acolo este stipulat clar cum se vor ocupa funcțiile de conducere la nivelul unității de învățământ. Deci este o perioadă de scurtă durată până se vor elabora aceste acte normative și se va intra pe temeiul legii educației naționale și lucrurile vor fi înțelese de către toți cei implicați. Până atunci, e adevărat, se fac speculații, se pot da multe interpretări la orice schimbare, la orice decizie care se ia pe linie de învățământ. Deci, dumneavoastră, domnule Pavel Filip, spuneți că aceste, hai să spunem, schimbări sau ilegalități, cum le denumește senatorul Sorin Bota, din învățământ privitoare la schimbarea directorilor, sunt într-un fel sau altul normale, adică dacă le expiră mandatul, fie că se întâmplă în timpul anului școlar, fie că se întâmplă la 1 ianuarie 2011, cum a fost cazul doamnei Maria Cormăș, prezentă aici de față, era normal să fie numit un alt director pe 6 luni doar pentru că nu există aceste norme metodologice la ora actuală? Sau trebuia să meargă în continuare pe Este adevărat. O metodologie de concurs sau de ocupare a funcțiilor de conducere în învățământ, am înțeles că a fost pusă pe site-ul Ministerului Educației. Lumea a putut să o citească, să o vadă. Ea n-a intrat în vigoare pentru că este deocamdată în dezbatere publică. Trebuie armonizată legislativ cu celelalte metodologii pe care ministerul le numește legislație secundară și cu legea educației naționale. Deci, în momentul de față, reglementările în vigoare vis-a-vis denumirea directorului sunt acestea pe care am să le repet. Inspectorul școlar general are posibilitatea să numească prin decizie
director de școală pe perioadă determinată până la organizarea unui nou concurs sau până la o reglementare legală. Chiar dacă nu este din școala respectivă sau din localitatea respectivă? Da, deci condiția este să fie titular în învățământ. Nu e obligatoriu să fie titular în școala unde este numit director. Deci oricare dintre profesori din orice localitate, din județ sau poate și din România, poate să vină să fie director la o anumită școală interimar o vreme, 6 luni, până când se organizează concursul. Exact. Bun, vă mulțumesc foarte mult pentru... Cu multă plăcere, sănătate, numai bine. Este foarte clar până aici, cel puțin din punct de vedere al inspectoratului. Domnule Vasile Mih. Țin să remarc că și inspectoratul este în aceeași situație ca fiecare școală din țara asta, în momentul de față. Încă o dată. Diferența e că poate să pună director. Diferența este că inspectorul general încă mai are dreptul să pună director. Care este lider al Partidului Democrat Liberal. De ce să nu spunem direct? Care este lider al Partidului Democrat Liberal încă mai are dreptul să pună director. Dar culmea, știți care e? Că se schimbă directorii care sunt de la alte partide. Cum e cazul, îmi pare rău că vorbesc în lipsă acum, dar dânsul n-a putut să vină la emisiune, cum e cazul domnului Vasile Mih, care a fost director la... școala numărul 9, George Coșbuc, da, este și consilier local PSD și care după multă vreme, nu știu dacă a expirat mandatul, nu știu care e povestea, că nu e de față, dar a fost schimbat. De ce nu au fost schimbați oare directorii sau de ce nu a expirat mandatul altor directori? Păi în momentul de, față, la fel cum în 2007, pe sfârșitul anului, aveam un număr de peste, un procent de peste 80% de directorii din Maramureș cu concurs, cu contract managerial, în momentul de față, cred că peste 80% dintre directorii din Maramureș sunt fără concurs, fără contract managerial, cu interimat, cu numire prin detașare în interesul învățământului, o numire care vine de la Inspectoratul Școlar General, într-o stare de incertitudine, instabilitate, să fiu răutăcios și să spun că la mâna Inspectoratului Școlar General. Sau în pixul Inspectorului Școlar General. Facem o scurtă pauză de publicitate. Firma Sebimark din Sighetul Marmației execută construcții de drumuri, pavaje, construcții civile, lucrări de canalizare și aducțiuni de apă. Societatea Sebimark produce și transportă agregate de balastieră diferite sorturi, nisip, griblură, la cele mai bune prețuri de pe piață. Firma Sebimark, cu o bogată experiență în construcții, își desfășoară activitatea atât în domeniul public cât și în domeniul privat. Seriozitatea și calitatea este deviza noastră. Sebimark lucrează pentru tine. Pentru colaborări, puteți apela numărul de telefon 0262 313378 sau 0745 242171. Firma Electromat Prompt proiectează și execută instalații electrice, branșamente, rețele, posturi de transformare și tot ce ai nevoie pentru instalația ta electrică. Electromat Prompt oferă și consultanță în domeniu și se ocupă de toate actele necesare pentru obținerea branșamentului, toate la un preț minim, dar la calitate maximă. Informații la telefon 0745 598 524 sau la pensiunea subcetate la Matei, localitatea Oncești. Electromat Prompt. Cauți produse de calitate pentru instalații termice și sanitare? Metal Convex Prod Casa Roșie din Sighetul Marmației îți pune la dispoziție centrale termice pe gaz și curent ProTerm începând cu 1899 lei, cazane pe combustibil solid Atmos, UDI, Viadrus, radiatoare din tablă de oțel Corado, Thermolux și Purmo cu garanție 10 ani. Casa Roșie are și boilere emailate cu garanție 5 ani, panouri solare termosolar. Metal Convex Prod execută, pune în funcțiune, oferă service în garanție și post-garanție cu personal autorizat. Livrările la domiciliu sunt incluse în preț. Vino la magazin să descoperi promoțiile lunare. Casa Roșie. Cu toții ne dorim un oraș curat, dar pentru ca acest lucru să se întâmple, trebuie să fim cetățeni responsabili. În municipiul Sighetul Marmației există zone în care se depozitează necontrolat gunoaiele. Haideți să punem capăt murdăririi orașului nostru. Societatea comercială Herodot Group garantează cetățenilor care încheie contracte de salubrizare colectarea gunoiului menajer zilnic la blocuri și săptămânal la case.
Societatea Comercială Herodot Group garantează colectarea gunoiului menajer de la cetățenii care au contracte de salubrizare. Acestea se pot încheia la camera 11 din cadrul primăriei Sighet. Telefon 0262 310252. Haideți să fim cetățeni responsabili și să punem capăt murdăririi municipiului Sighetul Marmației. Campanie inițiată de Herodot Group și sprijinită de TV Sighet și Sighet FM. Unica e aproape de tine în Sighetul Marmației. Unica este o farmacie modernă plină cu toată gama de medicamente, cosmetice, tehnico-medicale și articole pentru copii. Farmacia Unica este situată în piața 1 decembrie, lângă TV Sighet. Farmacia Unica este sub contract cu Casa de Asigurări de Sănătate Maramureș și eliberează rețete compensate. Farmacia Unica, o farmacie aproape de tine. Pentru a fi mai aproape de dumneavoastră, am deschis un nou magazin, D&D Computers, în zona B. La noi găsești următoarele produse: calculatoare, laptopuri, monitoare noi și second hand, imprimante, componente și accesorii IT. Pentru calculatoare defecte oferim reparații sau devirusări. La noul magazin D&D Computers găsiți produse de birotică, papetărie sau rechizite școlare. Ai posibilitatea să faci copii Xerox, să-ți reîncarci cartușele laser și cerneală cu peste 100 de modele pe stoc, beneficiind de carduri de fidelitate. D&D Computers. Berg System Gaz SA îți aduce căldura în casa ta. System Gas SA, confortul familiei tale. Despre eventuale epurări politice din învățământul maramureșan vorbim astăzi în cadrul emisiunii Sighetul de azi. Am să rog colegii să facă legătura și cu un domn director care, nu știu sigur dacă a fost numit tot așa interimar o vreme, dar a fost deja schimbat, și anume domnul Muntean. Domnul Muntean a fost Ioan, a fost schimbat în urma sesizării senatorului Bota. Probabil că au existat niște motive care au stat în pixul inspectorului general. Vom încerca să luăm legătura și cu dânsul și să ne lămurim care este sau care a fost statutul său. Și m-aș întoarce un pic la acest pix, care cam așa am putea să traducem răspunsul domnului Pavel Filip. Numirea unui director interimar până la un concurs care nu știm când se va da, stă în pixul inspectoratului sau inspectorului general. Îl avem, îmi spune regia, pe domnul Muntean Ioan. Bună seara, domnule Muntean. Bună seara. Ne auziți? Da, vă aud, sigur. Da, aș vrea să vă întreb în primul rând care este la ora actuală statutul dumneavoastră profesional. Mai sunteți director la școala din, înțeleg, nu. Bârsana sau Nu mai sunt. Bârsana, spun bine, da? Nu, Oncești. Oncești. Da. Ați fost director la Oncești. Ați fost director, vi s-a terminat mandatul? Și nu vi s-a dat prelungirea aceea tranzitorie? Sau ați fost numit interimar? Deci am fost director cu delegație pentru că nu îndeplineam condițiile, nu eram titular în sistem. Am înțeles. Și ați fost schimbat în urma faptului că senatorul Sorin Bota a sesizat inspectoratul privitor la anumite ilegalități care se întâmplă. Da, exact. Numirea dumneavoastră cu delegația a fost ilegală? Optim. Numirea dumneavoastră cu delegația a fost ilegală, cumva? Să vă spun, eu sunt director de, am fost aproape 6 ani de zile la Oncești. Pentru că nimeni din școală nu a vrut să ia postul de director, efectiv nu a fost nimeni, fiecare an a fost aceeași problemă. Și atunci neavând pe cine să numească, inspectoratul m-a lăsat în continuare cu delegații. Îmi auziți? Da, de câți ani? Aproape 5 ani jumătate, 5 ani și ceva. Bun, deci de 5 ani ați fost bun, ca să zic așa, cu delegație.
Da, a fost pentru că nu a fost nimeni din școală ca cine. Și acum ce motivație vi s-a dat când ați fost schimbat? Păi, acum, în urma sesizării senatorului Bota, l-am făcut sesizare în telefon la minister, nu s-a mai putut să continue delegatele, să-mi dau în continuare delegate. Faceți parte, sunteți membru vreunui partid politic? Nu. Și acum, anul acesta, unul dintre colegi care este învățător, care dorea funcția de director, dar din cauza că nu a fost numit, deci acolo au plecat toate problemele. Deci inspectoratul școlar nu are nicio vină pentru ce s-a întâmplat. Iar eu am fost foarte revoltat pentru că săptămâna trecută a apărut un articol pe Mara Media în care am înțeles că l-ați preluat de la senatorul Sorin Bota. Se făceau atacuri în sensul că este strategia PDL-ului, că nu știu ce, ceva de genul ăsta. Deci noul director care a fost numit a fost adus din altă școală pentru că nu vrea nimeni. Deci n-are nicio treabă cu partidul politic PDL, nu are treabă. Actualul director de unde este? Este dus din Sighet, este Carmen Drăguș. Cum? Carmen Drăguș. Deci este numită din Sighet doamna Carmen Drăguș? Da, este, o vin la noi școală primară de fizică, este titulară, deci este legal din toate punctele de vedere, dar nu este membru Partidul Democrat Liberal. Deci nu este nicio strategie ceea ce a scris acolo. Deci senatorul Sorin Bota spune așa: ca urmare a intervenției publice și a solicitării făcute de către senatorul Maramureșan, adică de către dânsul, la Nănești, scrie în comunicatul de presă, dar se pare că e greșit, la Oncești, directorul în funcție, adică dumneavoastră, a fost deja înlocuit cu un alt interimar, de această dată importat de la Sighet, doamna Drăguș. Da. Confirma și dumneavoastră, doamna Carmen Drăguș. Chiar dacă la școala din localitate și în comună există cadre care ar putea îndeplini funcția de director. După părerea dumneavoastră, există sau nu există? Nu există. Deci nu există niciun cadru. Singurul care a vrut să să ia funcția era domnul învățător, care nu poate să îndeplinească funcția de director. Și de ce? Și în antrenatul era și președintele unei organizații locale. Un partid politic. Bun, vă mulțumesc foarte mult. Deci, pentru asta am fost foarte revoltat de ceea ce s-a scris, pentru că a fost un adevăr. Și eu vă mulțumesc pentru... Vă mulțumesc, domnul Muntean. Ne întoarcem așadar la pixul respectiv. Spuneți, domnule Mih. Deci vreau să termin ce am început. În momentul de față, toate instituțiile de învățământ din țara asta sunt într-o stare de incertitudine și oarecare ilegalitate. Pentru că ministrul a publicat un ordin al ministrului privind unele dispoziții tranzitorii referitoare la legea educației naționale, dispoziții tranzitorii care se finalizează sau își au finalul la 31 august 2011. În mod normal, acum ar trebui să funcționeze tot învățământul românesc după noua lege. Dar cum nu există actele subsecvente, regulamentele și metodologiile, nu are cum să fie pusă în aplicare noua lege a învățământului. Lege în care numirea directorilor este rezolvată pentru că devine o problemă a Consiliului de Administrație al școlii. Și eu zic că politicienii au văzut aceste metodologii și aceste regulamente pentru că ele au fost realizate de către cadrele didactice și în mare măsură servesc intereselor școlii. Un singur lucru ar fi de comentat, faptul că sindicatul la elaborarea acestor regulamente, sindicatul nu a participat în mod direct. Vom încerca să luăm legătura și cu președintele Sindicatului Liber din Învățământ. Și zic că până după alegeri, nu vom avea aceste acte normative puse în legalitate, publicate în monitorul oficial. Doamna Cormoș. Și părerea mea este că poate că gura păcătosului adevăr grăiește, s-ar putea să am dreptate, s-ar putea să nu am dreptate, în sensul în care aceste metodologii de care vorbește Vasile să nu fi fost, să fie făcute și să nu fie date în funcțiune cu un anumit scop, scopul acesta politic. Iar faptul că noi, cei care suntem directori vechi cu ștate, dintr-o dată nu mai facem față
până la organizarea de noi concursuri, nici măcar cu o delegație, este iarăși un semn de întrebare. Adică Consiliul de Administrație sau PIX-ul Inspectorului General sau politicianul X care vine cu o propunere știe mai bine cine știe rostul școlii respective sau cel care într-adevăr ani de zile a organizat. Asta e adevărat. Da? Asta e chiar adevărat. La mine, școala mea, de exemplu, este într-o situație fericită din acest punct de vedere, pentru că domnul profesor Vasile Danci a mai avut două mandate de director și știe despre ce-i vorba și știe ce are de făcut. Dar mă întreb, atâția și atâția și atâția nou veniți, da, păi pentru perioada asta, ce rost are? Vă rog frumos să-mi spuneți. E foarte simplu de întrebat, de exemplu, cum știe doamna X Drăguș sau cine o fi, cum sau doamna Kindrich, sau doamna Kindrich de la școala George Coșbuc vis-a-vis de domnul Vasile Mic, pentru câteva luni, ce rost are? Pentru că vine concursul, nu? Concursul spune așa, depui dosar la Consiliul de Administrație, se organizează concursul, vine Consiliul Local și spune, deci aici e problema, că am impresia că se teme noua această guvernare să nu cumva să pățească cum a pățit-o cu spitalele. Că a dat spitalele pe mâna Consiliului Local și acolo unde n-au avut putere, n-au avut puterea în Consiliul Local, n-au avut primar PDL, s-au ales cu director de spital PSD sau PNL sau așa mai departe. Pentru că și în legea noastră actuală, de fapt, Consiliul Local, primarul municipiului sau primarul localității are cuvântul greu de spus în numirea directorilor. Și atunci vă dați seama că nu au niciun fel de interes să organizeze, după părerea mea, să organizeze concurs până după alegeri. Vor vedea ce se va întâmpla. Domnul Vasile Mie. Un director de școală, în perioada mandatului, conduce școala pe baza unui proiect de dezvoltare a acelei școli. Perioada de interimat dintre concursuri este o perioadă în care școala nu beneficiază de acel proiect de dezvoltare strategică a școlii, de acel proiect de dezvoltare a școlii, pe care trebuie să le elaboreze o echipă managerială. Cu cât perioada de interimat este mai lungă, cu atâta școala are mai mult de suferit. Lucru care acum se întâmplă în toate școlile din țara asta. O 6 luni de zile sau 8 luni erau suficiente pentru ca niște acte normative să fie elaborate, ele există în formă de proiect pe site-ul Ministerului, dar n-au fost încă publicate în monitorul oficial. Deși perioada de discuție a expirat, s-a intrat în noul an școlar. Dar nu, mă, nu e o strategie prin care acești directori, să spunem, interimari, își fac stagiul, experiența necesară pentru ca la un moment dat să știe cu ce se mănâncă conducerea unei școli în cazul în care sunt noi și n-au mai fost cum a foarte comunit, bine dacă Cormor. Acel director este o persoană competentă și servește interesele școlii. În mod sigur, pe noua metodologie de concurs pentru directori, Consiliul de Administrație al școlii, dacă el își va dovedi capacitățile, o să-l aleagă. Îmi spune regia că l-avem pe Liviu Marian Pop la telefon. Bună seara, domnule președinte! Bună seara! V-aș întreba dacă sunteți la curent cu aceste ilegalități pe care le susține senatorul Bota, care exista în învățământul Maramureșan, despre schimbările care au avut loc și în școlile și liceele din Sighetul Marmației la nivel de director și ce părere aveți despre ce se întâmplă? Da, din ceea ce știu eu că a declarat domnul senator, au fost două probleme din punct de vedere a respectării legislației cu numirile acestor directori interimari. Lucru care se știa că nu e unic la nivel de, nu sunt cele două cazuri la nivel de județul Maramureș, sunt foarte multe situații și în țară. Dar nu rezolvă fondul problemei, pentru că fondul problemei este cu totul și cu totul altul, iar în momentul de față să știe că există un haos controlat în sistemul de învățământ, okay, în ceea ce privește numirea consiliilor de administrație, în ceea ce privește alegerea directorului de unitate școlară, în ceea ce privește regulamentul de organizare și funcționare a unității școlare. Și pentru fiecare putem să dăm exemplu. Ultima prostioară a ministerului, care denotă odată în plus incompetența acestui minister, e acea instrucțiune 5 care a stat 3 ore vineri pe site-ul ministerului, instrucțiunea în baza cărora se putea da concurs în unitățile școlare.
Cert este un lucru, în loc să dea drumul la metodologiile de aplicare a legii educației până la începerea anului școlar, în mod voit se țin aceste metodologii de aplicare a legii educației până în data de 8 octombrie. Pentru că se putea pe parcursul lunii august să se rezolve toate cele 10 metodologii esențiale pentru sistemul de învățământ. Dar până la aplicarea acestor metodologii se dorește, din punctul meu de vedere, un control ad literam al școlilor din România și trist este că nici noile metodologii nu vor rezolva fondul problemei. L-auzeam pe domnul Mixi spunând că consiliile de administrație o să-și poată alege directorii. Parțial adevărat, pentru că prin legea educației naționale nu poate participa la un concurs de director decât cineva care face parte din corpul experților. Paradoxal, acest corp a experților este numit tot de către ministrul educației. Deci putem să fim într-o școală 5 profesori foarte buni, dacă ministrul va dori să-l pună pe unul director, o să-i dea aviz pentru corpul experților. Însă ceea ce mă surprinde pe mine foarte mult este lipsa de reacție a opoziției din punctul ăsta de vedere. Ba mai mult, mă întristează că vă dau o veste în exclusivitate astăzi, mă întristează poziția unor primari din opoziție care doresc să închidă școli. Și asta este mult mai grav decât orice. Se întâmplă Maramureșul istoric, se întâmplă astăzi când un primar împreună cu directorul dorește să închidă o școală. Dați câteva exemple concrete. Vă rog. Dați câteva exemple, zic. Nu, avem un caz concret, este pe Valea Ize, unde un primar de comună dorește împreună cu directorul să închidă o unitate școlară. Primarul fiind de la opoziție, directorul de unitate școlară la fel de la opoziție. Deci clar că toată lumea e împotriva școlii și ăsta nu e un lucru bun, toată lumea politică. Eu zic să-i lăsăm pe cei care, și le-am dat și soluție, pe cei care vor cu adevărat să facă școală, să-i lăsăm să se ocupe de școală, iar dacă tot discutăm de mandatele directorilor, cred că ar trebui făcut exact ca și la primării, cu completare. În momentul în care se vacantează un post de director, să se facă completare exact la primarii care sunt discutiți, până la următoarele alegeri care sunt ordinare. Doar așa se va putea pune ordine sistemul de învățământ. Are un director concurs pe 4 ani de zile, l-ai dat jos că a făcut greșeli, peste un an de zile l-ai dat jos, urmează următorul 3 ani de zile să stea mandat, pentru că dacă nu, fiecare ministru care va veni va încerca să-și politizeze actul de conducere. Iar dacă vine descentralizarea la nivel local, vă dați seama că vom avea exact primarii pe care, cu unii primari, nu cu toți să fim clari, unii primari care vor fi împotriva școlii. Domnule Liviu Marian Pop, totuși, cum vă explicați faptul că s-a ajuns în situația în care inspectorul școlar general numește, chiar și pentru câteva luni, directorii din PIX? Cum știe inspectorul școlar general că acel director pe care îl numește la o anumită dată este mai bun decât fostul director sau decât oricine altcineva? Care sunt criteriile de selecție de la nivel de inspector? Nu există niciun criteriu, dar e simplu și limpede. Totul se face pe indicații. Singurul criteriu care există, criterii sunt cele prevăzute de legea educației, adică minim 5 ani de zile în sistem, gradul 2, minim gradul 2 și titular. Sunt cele trei criterii esențiale care sunt prevăzute în legea educației. În rest, sunt recomandările date de către partidele politice pe plan local. În foarte multe cazuri, inspectorul general nu știe ce recomandare primește de la... Deci nu te șpagă pe recomandări politice, am înțeles. Bun, vă mulțumesc foarte mult pentru prezența în emisiune astăzi. Domnul Liviu Marian Pop a spus ceva similar cu ceea ce a spus și dumneavoastră. Da. Ce se va întâmpla în viitorul apropiat? Nu vor mai exista directori decât dacă vor face parte din corpul experților? Este o prevedere a legii educației naționale care spune că au dreptul să participe la concursul pentru funcția de director. Doar cei care fac parte din corpul național al experților în educație. Ministerul a demarat acțiunea pregătirea acestui corpului național al experților. Este logic că inspectorii în funcție și directorii în funcție au fost primii care au participat la la primele sesiuni de pregătire a corpului național al experților. Din câte știu eu din lege, s-ar putea să mă înșel, membrii Consiliului de Administrație al fiecărei școli trebuie să parcurgă tot aceeași sesiune de pregătire și să facă parte din Corpul Național al Experților în Educație, de-abia pe urmă urmând să se organizeze concurs pentru ocuparea funcției de director. Consiliul de Administrație schimbă fundamental structura și fundamental
noua lege și fundamentală schimbă competențele și rostul. El este cel care conduce școala, el este cel care numește directorul, cel care organizează concurs pentru director, care poate să destituie director cu două treimi din voturile sale și are o structură neobișnuită pentru noi, în sensul că, de pildă, pentru un consiliu de administrație format din 13 persoane, 6 sunt cadre didactice, în ăstea incluzându-se și directorii și directorii adjuncți, 3 trebuie să fie consilieri locali, 3 trebuie să fie reprezentanți ai părinților și un reprezentant al primarului. Aici putem spune că politicul va avea o influență semnificativă în școală, dar dacă acceptăm faptul că politicul reprezintă la un moment dat sau ar trebui să reprezinte interesul comunității prin alegeri libere, nu văd de ce politicul nu și-ar asuma răspunderea în conducerea unei școli. Sunt atâtea... Au fost atâtea momente în care lipsa de colaborare sau lipsa de simpatie din partea unui consiliu local față de o școală, domnul Liviu Marian Pop prezenta la, chiar acum o situație de genul ăsta, duce la probleme ale școlii, care de fapt sunt probleme ale unor oameni, ale unor copii, ale unor părinți. Doamna Maria Cormoș, spuneați că există o frică la nivel de minister privitor la ce anume, la scăparea de sub control a Consiliului Administrației, a directorilor? Da, ei au făcut legea, dar nu s-au gândit bine. Adică, nu știu, a lipsit acolo ceva, s-au simțit prea tari pe... Și sunt niște scăpări acolo, așa încât se poate întâmpla foarte ușor, cum e cazul Sighetului, de exemplu. Că în baza noii legi, marea majoritate a directorilor care ar participa la un concurs, să zicem, organizat de școli, repede acum, nu mai încolo, să fie PNL-PSD. Adică actualul USL s-ar putea întâmpla. Ce se întâmplă după 8 octombrie, spune Liviu Marian Pop, că se tergiversează lucrurile până la 8 octombrie? Este o știre personală, probabil că dânsul a dat ca dată de publicare a metodologiilor data de 8 octombrie. Încă o dată îmi permit să mă îndoiesc. Da, va fi mai bine să se mai tărăgăneze încă multă vreme cu situația cât actuală? Avem mai repede legea în vigoare. Ea este în vigoare, dar nu există norme. Nu există norme de aplicare. Ca la noi, la nimeni, în România, întotdeauna punerea în aplicare a unei legi este împiedicată de existența unor acte subsecvente acelei legi. De existența unor metodologii, unor norme de aplicare, unor regulamente și așa mai departe. Cu cât mai repede aceste regulamente, cu atâta mai bine pentru școală. Pentru că dacă suntem dascăl și respectăm nevoile școlii și interesele școlii, cu cât mai repede un director, indiferent ce culoare politică are, ce orientare politică are, cu cât mai repede un director cu contract managerial și cu plan de dezvoltare a școlii, cu un plan de dezvoltare pe o durată de 4 ani de zile, cu atât mai bine pentru școală. Da, aș vrea acum la final de emisiune, sper că cel puțin în mare ne-am lămurit despre ce se întâmplă la nivel de învățământ în Maramureș, la nivel de conducere, am vrut să spun, adică la nivel de management, cum se schimbă directorii, cum te poți trezi peste noapte din director nedirector, deși poate nu e o exprimare academică. Aș vrea să întreb la final, la urma urmei, contează faptul că acel director este membru al unui partid, indiferent care ar fi acel partid, că e la putere sau în opoziție la un moment dat? Adică cu ce influențează un director de școală la un moment dat politica și ce se întâmplă din punct de vedere politic? Este oricum, un director reprezintă un vector de imagine. Bun, vector de imagine este un vector de imagine, își bagă și coada politică. De aici încolo rămâne la latitudinea individului, a respectivului director, dacă păstrează decența și reușește să ferească școala de influența politicului. Se poate ca un director să scoată elevii la demonstrație, se poate ca un director să impună elevilor prezența la o manifestare politică. Știu că există o interdicție de a face politică în școală. Da. Și la fel de bine se poate să nu se întâmple lucrul ăsta.
Doamna Maria Cormoș, cât ați fost director la școala Ioan Mihai Dapșa, ați făcut politică în școală? Noi doi suntem doi foști directori care ne-am asumat politica în ideea că nu, neapărat în școală. În școală nu. Deci despre noi toată lumea a știut că sunt membrii PNL. În timp ce sunt foarte mulți directori, chiar din actualul contingent, care eu nu știu cum am fost numit, eu nu sunt politic. Deși acum trebuie să fim foarte serioși și să spunem că toți cei care au acum mandat, în continuare, prin delegație, mă rog, până când sunt preferații, chiar dacă nu chiar dacă nu sunt înregimentați politic, exact, la un moment dat, având în vedere că inspectorul general este la PDL. Vor răspunde, vor vinde broșuri sau vor face, nu toți. Da, exista la un moment dat o discuție. Dar dacă rămânem fără concurs, ceea ce este foarte important, ar fi foarte important să fie concurs și acum dați-mi voie, sunt om vechi, am 35 de ani în învățământ, dintre care 13 ani am fost director într-un fel sau altul, director adjunct, director plin. Știu cu ce lingură, cum se mănâncă toate aceste lucruri. Am făcut și politică. Vreau să vă spun că pentru mine Partidul Național Liberal ca director a însemnat foarte mult. Școala Mihali Deapșa a avut numai de câștigat de pe urma acestui fapt, pentru că în primul rând a fost cumpărată. Da? Deci Partidul Național Liberal mie nu mi-a cerut niciodată ca director să fac cu tare sau cu tare sau cu tare lucruri în școală sau să numesc pe nu știu cine sau să dau nu știu cui. Haideți să lămurim un lucru. Ați spus că școala a fost cumpărată pe perioada mandatului PNL. Da. Ce înseamnă că a fost cumpărată? A fost cumpărată, școala a fost clădirea școlii a fost a episcopiei de satul mare. Și noi am plătit câțiva ani de zile o chirie foarte mare acolo, adică nu noi, Consiliul Local. Și atunci, sigur, în conjunctura în care PNL-ul a fost pe val, domnul prim-ministru Tăriceanu a fost pe val, domnul ministru Adomniței a fost în Sighet și a fost la școala Mihali Deapșa, am făcut documentele respective, a fost o procedură, mă rog, foarte complicată și printre cele 41 de școli cumpărate sau, mă rog, diferite clădiri aparținând de școli au fost cumpărate și școala noastră a fost cumpărată cu suma de 460 clădirea, de da. Clădirea. Așa încât de aici pornește tot. Eu vreau să vă spun că am fost un director care am putut și am beneficiat numai și numai de sprijinul politic și nu mi s-a cerut absolut nimic în schimb. Asta o știe foarte multă lume. Și depinde, cum spunea colegul meu Vasile, de cum, ce fel de om ești și cu ce fel de oameni ești, de ce fel de oameni ești înconjurat și în sânul partidului tău. Ce ți se și cum răspunzi. Am înțeles. Domnule Vasile Mih. Ce spunea doamna profesoară este un exemplu de lobby politic, practic, prin care s-a rezolvat o problemă a comunității. Deci, o școală care plătește chirie nu poate să se dezvolte, nu poate să facă investiții, nu poate să facă renovări pentru că nu există certitudinea că peste 2, 3, 4 ani va mai fi școala respectivă. S-a reușit un lucru extraordinar, o școală de elită din Sighetul Marmației să aibă o clădire proprie. Iar eu, dacă îmi permiteți, afirm cu tărie că nici un fel de alt motiv n-a stat la baza faptului că eu n-am mai primit delegație în continuare, absolut nimic, pentru că m-am încadrat în toate, niciodată nu mi s-a făcut niciun fel de reproș de la inspectorat. Pur și simplu numai pentru, afirm acest lucru, pentru faptul că am fost membru al Partidului Național Liberal. Deci eu am fost schimbată, am făcut parte dintr-un val al schimbărilor politice. Păi nu nimic, că vă puteți scrie oricând în PDL. Să spună cineva de la inspectorat, probabil. Nu. Dar asta e un lucru foarte clar. Atâta vreme cât numirea ta într-o anumită funcție a stat în pixul unui om înregimentat politic, chiar dacă nu ești membru al respectivului partid... Și destituirea ta poate partid, să stea... tot în pixul unui om regimentat politic. Și destituirea, dar în același timp și datoria față de el este tot, hai să spunem, puțin politică. Politică. Puțin da? Politică.
Este greu pentru școală acum. Trecem prin momente grele pentru că ne trebuie stabilitate. Și ne trebuie stabilitate începând cu vârful. Inspectoratul este din acest punct și el tot așa la pixul cuiva și noi suntem la pixul cuiva și nu este bine. Nu avem curajul, în schimb, nici măcar curajul să afirmăm că suntem membri ai PDL sau, mă rog, suntem... Nu avem curajul ăsta. Cel puțin vreau să vă spun că noi suntem oameni care avem curajul să spunem acest lucru și avem curajul să ieșim cu tărie și să facem ce putem pentru școală încă. Vă mulțumesc foarte mult pentru curajul de a veni în emisiune și de a spune anumite lucruri așa cum trebuie. E de admirat prin simplu fapt că puțini din Sighetul Marmației au curajul să vină și să vorbească despre problemele cu care se confruntă, probleme reale și nu cele de pamflet. Dacă tot am pomenit despre pamflet, suntem în legătură directă cu lunetistul presei Nicu Iuga din noul și scandalosul decor pe care îl are. Bună seara, dacă ne auzi. Salut, Paul, sper că m-auziți voi pe mine, sper să meargă totul din punct de vedere tehnic. Nu știu de ce zici scandalos. Probabil voi afla după ce ieși emisiunea. Legat de învățământ, aș vrea să spun că totul este politizat. Ce știu, în țara asta, până și femeile de servici probabil că vor trebui să facă parte din ceva partid politic, altfel nicio șansă să ajungă în vreo funcție. De la director până la femeia de servici, cam totul este politizat în învățământ. Ce să facem? Se mai întâmplă, probabil că despre aceste lucruri în stilul tău pamfletar vei mai vorbi și în cadrul emisiunii Lunetistul Presei. Deocamdată, emisiunea noastră Sighetul de azi se încheie aici. Sper că ați fost, să spun așa, conectați la tot ceea ce am discutat. Dumneavoastră, telespectatorii TV Sighet, veți trage concluziile. Emisiunea o vedeți în reluare începând cu ora 22, iar știrile continuă pe site-ul maramedia.ro. O seară frumoasă, rămâneți cu programele TV Sighet. La revedere! Sighetul de azi. Emisiunea în care găsești răspunsuri la întrebările tale. Emisiunea în care se întâlnesc opinii pro și contra. Emisiunea în care unii spun adevărul lor, iar alții spun că e minciună. Emisiunea în care unii se acuză, iar alții se apără. Sighetul de azi. Emisiunea de care politicienii se feresc, dar sighetenii o urmăresc. Sighetul de azi. Emisiunea de care nu te poți lipsi. La TV Sighet cu Gheorghe Paul Sanislou. Vestimentația realizatorului emisiunii Sighetul de azi este asigurată de Magazinul Elit, strada Traian, numărul 29. Magazinul Elit. Aici te întâlnești cu eleganța.